Salutare tuturor, eu sunt Snick și bine v-am regăsit, fraților, la un episod mult mai șmecher. Bă, astăzi să povestesc ceva foarte, foarte interesant, așa că nu uitați să lăsați acolo un like, să facem și noi 100, se poate 100, hai să facem 100. Bă, fraților, hai să vă povestesc, în timp ce jucăm niște Speed Builders, da, n-am mai filmat de mult, hai să vedem, hai, asta o știu de mult, deci pot să continui să povestesc. Bă, fratele, hai să vă povestesc, bă, cum am fost eu cu autobuzul și ce am pățit, bă, odată, deci eu, trebuie să știți de la mine, așa că eu nu merg cu autobuzul, mie nu mi-a plăcut niciodată să merg cu autobuzul și tocmai de-aia n-am mers, cred că am mers de, nu știu, pot să spun maxim 10 ori în viața mea cu autobuzul, bă, eu preferam să merg pe jos oriunde mergeam decât cu autobuzul, nu știu, nu, chiar nu mi-a plăcut cu autobuzul, mă rog, bă, frate, și merg și eu cu autobuz, trebuia să ajung până undeva, mai departe, gen, cum să ai într-un capăt al orașului, în celălalt capăt al orașului, trebuia să ajung ceva, mă rog, să fac o treabă. Bă, frate, bă, și acolo trebuie mama, mai trebuie un prieten, bă, cum să facem cu autobuzul, iau bilet, iau de ăsta, ce fac? Bă, și mi-a zis că, uite, să iau un bilet, 2 lei, mai, mă rog, am așteptat, bă, stai, dar cu care autobuz, bă, merg acolo, vă dau ăsta, bine, mă, hai, frate, fie ce-o fi, dacă văd că nu merge în direcția aia, mă dau jos. Și foarte frumos, am mers eu, bă, intru și dau să compostez biletul, știți, că aparent am învățat și eu ce înseamnă a composta. Deci, am luat să compostez biletul, da, pur și simplu, am zis să-l bag în chestia acolo. Și am zis, bă, dar oare cum se bagă, mă, cum? Bă, frate, văd acolo care o săgeată și am zis, bă, e ok, hai să bag cu săgeata, să încerc măcar cu săgeata, știi? Și, bă, încerc eu nu știu cum cu săgeata aia. Ăsta trebuia mai mic. Ok. Înseamnă că nu trebuiau de-astea. Bine. Hai mă. Bă, frate, și dau să pun săgeata aia acolo. Bă, și văd că nu se... o secundă. Un mesaj foarte important. Bun. Bă, frate, îl bag acolo, văd cum îl scot, nu se întâmplă nimic. Bă, poate așa se compostează, îl mai bag o dată. Mă uit așa, mă uit în jurul, se uită o doamnă la mine, nu schițează nici nimic, bă, nu schița nimic. Un pătrat de 4 și cu încă una așa și uite așa, mă rog, nu, asta e important. Bă, nu schița nimeni nimic, mă mai întorc, mă mai bag o dată. Bă, și am zis, bă, așa se face, ce ești prost, bă, Snic, așa se face. Așa e cu autobuzul, n-ai prins tu de-astea. Da, mă, frate, mă, și dau așa, frate, să merg cu panorama asta. Și ce văd, frate? La un moment dat, ia ghiciți cine vine. Oh, da. La un moment dat, după multe stații, când am zis că gata, ajung și eu, frate, vezi, nu știu cum, ce să vă. Vine, la un moment dat, îl văd pe tipul ăla, cum îl cheamă, cu biletele și actul și controlul la bilet, la control, vă rog. Și bă, iară, domn, dar stați așa că eu l-am compostat, dar nu merge. Cum te cheamă? Stați așa, vreți să vă arăt? Cum te cheamă, am spus. Bă, ești nebun la cap, zic, bă, ce fac, frate? Mai am, nu știu câte stații, mai aveam vreo 3 stații până unde trebuia să ajung. Mă rog. Bă, frate, și mă ține ăla și mă ține. Stați așa, cum, unde stai? Domnule, nu merge, vreți să vă arăt? Bă, și la un moment dat a venit o stație. Unde la un dat o urcat o clai de oameni, bă, mulți oameni, bă, mulți oameni. Și am zis, bă, am zis hai să trag de timp până când și fac eu cumva să, ca tipul ăsta să se întoarcă, știi? Gen, na, să se chiar întoarcă. Și uitați-vă acolo că chiar nu merge, bă, și se uită acolo. Cum te cheamă? Bă, frate, nu merge ăla, ești nebun. Nu, că dacă mergea și tu nu ai compostat biletul. You piece of shit. Și eram genul, what? Oh my god, omul ăsta e debil. Bă, frate, văd, fac nu știu cum. Bă, și tot mă întorceam așa pe lângă el, mă ținea nu știu cum, dar mă întorceam așa lângă el, bă, și la un dat când se deschid ușile, mă mai întreabă o dată cum o cheamă și am zis, întreabă-o pe maică ta și ieși, fugi, fugi. Și fugeam, frate, și fugeam. Deci chiar, vă rog, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, 6 și acolo 3. Bă, frate, bă, și, na, cam asta a fost. Și după faza, cea mai nașpa fază e că ploua atunci. Și l-o ploua pe micuțul Znicuț, dar bine, nu-i bai.
Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pac, 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 pac. Pac, pac. Da, bun. Ok, bă, mai primesc și eu mesaje interesante când filmez, asta e, trebuie să răspund. Și da, bă, cam așa, frate, și faze că ploua și mă uitam cu un prieten. Eu trebuia să ajung la un prieten, știți? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Asta e important, deci 1, 2, 3, pac, 3 aici, 3 așa. Eu trebuia să ajung cu un prieten, asta era cel mai important, nu ce făceam eu. Trebuia să ajung neapărat cu un prieten, că, na, trebuia să ajung undeva și băiatul ăla, stând acolo, era... Da, bă, știi, și era pe lângă el. Și i-am spus, bă, na, nu știu cum, nu știu ce. Și, m-a ajutat. Și, da. Tra-la-la-la-la-la, după ce m-a ajutat, am ajuns acolo și ăla, da. Păi da, bine. Da, unde? Și, na. Ce să-i fac? Aveam eu ce să-i fac? Nu. N-aveam. Mă rog, după ce m-a condus ăla, am ajuns la destinația propusă și cam atât. Deci da.